Domnilor consilieri, ați fost convocați astăzi, 8 decembrie 2022, ședință ordinară, prin dispoziția primarului 319 din 29.11.2022. Înainte de a da citire ordinii de zi, vă rog să spuneți la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Dau cuvântul doamnei președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi. Și bine ne-am întâlnit la ultima ședință din acest an. Pe ordinea de zi astăzi avem 3 proiecte. Primul proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Bâlcești, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. 3. Proiect de hotărâre cu privire la susținerea din bugetul local pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2022 a plății energiei electrice la alimentarea cu apa Comunei Bâlcești, județul Bacău. Punctul 4, diverse. Mai avem două proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie, martie și domnul primar. Da, au apărut o problemă. Avem 25 de drumuri care trebuie să le introducem în domeniul public al Comunei Bâlcești. Astea sunt fișele de matriculare, de schițe de vapor. În vederea depunerii proiectului de gaz metan. Deci știți că am discutat cu toate ulicioare, toate drumurile trebuie să aibă căsă funciare. Și să fie introdus în domeniul public. Astea 25 nu sunt introduse. Și pentru ca documentația să poată să meargă la București pe introducerea în domeniul public, trebuie să fie scale, hotărât de Consiliul Local de acceptare din introducere în domeniul public. O să discutăm la proiectul cu rectificarea bugetului local. Despre ce vorba? Haideți, înainte de a trece la primul punct, să votăm ordinea de zi, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Putem trece la primul punct. Deci avem o singură rectificare cu plus, 296.000 de lei, avem aici adresa de la ANAF, o formă adresa ANAF-ului, care finanțează bursele pentru elevii din învățământul de masă. Deci, la total, la buget, suplimentează de 210.000, cu 296 avem 406.000 de lei în total burse. În ședința anterioară, noi am discutat despre modul de acordare și am aprobat numărul de burse. Nominalizarea o fac comisia de la învățământ cu directorul, cu dirigenții, pentru că mai apar probleme, sunt care au lipsit, poate o lună lua și două nu, sau invers, două, trei luni. Deci calculul pe quantum, am înțeles că sunt făcute aproape, sunt finalizate și listele. O să facem rectificarea și sunt convins că o să avem aprobarea Consiliului Local și să facem deschidere de credite rapid în 3 zile, până luni cel târziu învățământul să aibă sumele în cont și chiar să apuce de distribuit bursele la elevii. Fiecare după unde se încadrează la bursă de merit socială sau bursă de studiu. Cam asta e treaba. Deci, atât avem la rectificare. Dacă sunteți de acord, cine este de acord? S-a ținut nimeni? Nimeni nu sunt. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. Da, vă prezint totul, dacă sunt. Deci, în principiu, rămân același taxă, numai că se indexează cu indicele de inflație 5,6%. 5,1%. Dacă vreți să mai reamintim câteva aspecte și să le menținem în continuare, deci la persoane fizice avem scutirea până la 31 martie, care propun Consiliul Local să o menținem, reducerea cu 10% a impozitului. Scutirea avem la persoane cu handicap conform legii, handicap gradul 1. Scutirile se fac numai pe terenul
ce intra bilanț și asta fără terenurile agricole care sunt generatoare de venit. Deci chiar dacă e de gradul 1 și are terenuri arendate sau are terenuri care generează venituri, ele nu sunt supuse scutirii de impozit. Cred că în linie mare fiecare știe cum deci la luăm cazul tractoarele sau eu știu au rămas aceleași sume cu indicele de inflație, deci cele peste 65 de cai erau la 135 lei, mai crescut cu câteva leuți, cele sub 65 de cai erau 65 de lei, la fel mai crescut cu indicele de inflație. Deci, pe total, avem ceva modificări și vreau să supun la taxele cu căminul cultural pe fel, vreau să găsim să... Deci, se vehiculează fel de fel de discuții că s-au crescut impozitele, că noi le-am menținut la fel. Avem la nerezidențial, uitați ce am, taxe locale, la nerezidențial, la societăți, reamintim că sunt obligați să facă din, la 3 ani odată evaluare, ca să fie în formă evaluare, acolo au scutiri de 30%, dacă o funcție are până între 30-50 de ani, 50% între 50-100 de ani, sunt mai multe ajustări care se fac în funcție de asta, o fac evaluatorul. La cei care nu fac evaluare, se ia 2% din evaluarea din anul anterior și dacă nu are evaluare mai mult de 5 ani, se ia până la 5%. Deci am avut speță că în curtea de conturi au calculat niște sume destul de mari. Acum, la taxe locale avem taxa pentru, vorbim de căminul cultural Petrești. Taxa din chiriere la nunț, 2239 de lei, fără taxa de, fără suma de garanție de gestiune, da? La închiriere cu unii civil 1000, închiriere botezuri 1000, aici era 2000 la botezuri și noi am zis că botezurile întotdeauna sunt cu cam la jumătate, ca și cu fane. E mai putea. Doar oficierea, domnului. Doar... Nu, petrecerea. La botez petrecerea. Deci la așa o fi, nu, oficierea cum nu se vine gratis, ca să fie înțeles. Scrie închiriere în nunț. Da, închiriere cu unii civili. Închiriere spațiu. Închiriere, nu, închiriere petrecerea la unii civili. După colonia civilă mai sunt. Face nunta separat, colonia civilă separat. Deci e... Deci închiriere de local, localul Căminului Cultural Petrești. Închirierea aniversării, la aniversarul 18 ani, la ziua numelui, la ce vrea să-și facă, 500 de lei. Închirieri pentru parastasuri, pentru pomeni, 30 de lei. 300 de lei. Da, am zis că facem și pentru tot o pomană. Da, să știți că sub 300 de lei nu amortizăm hârtie igienică, săpunul, hidratul public, încălzirea, lemnele, toate astea. Deci 300 de lei e mica toată. Da. Omul care face căldură acolo. Apă și toate astea. Închirierul la baluri și ori, 1500 de lei. Dar activități politice, dacă vin în partid. Gratis. Avem obligația la toate partidele să le asigurăm, nu, dar la modul serios, avem obligația să le asigurăm spații la toate partidele politice care fac în perioada campaniilor, nu așa, să le dăm spațiu să-și desfășoare activitatelor. De campanie, indiferent de ce campanie politică, e locală, că e prezidențială, că e europarlamentară, avem obligația să asigurăm spații pentru toate partidele. Mai avem închirieri pentru amplasamente cu cort de evenimente. Deci dacă fac afară și fac cort pentru anumite evenimente, 1119 lei. Garanția pentru bunuri, 559 de lei, care se înapoiază dacă nu au distrugere de bunuri. Da, și aici avem tractoare și mașini, 135 de lei până în 65 de cai. Tractoare și mașini, utilajul agricol tot propulsat, forestieri de lucrări, de 65 și sub 65 de cai, 65 de lei, sub 65, aici au greșit. Remorși 34 de lei, scutele 34 de lei și mă rog. Astea, adică au rămas la fel, n-am modificat nimic din anul anterior. Singura modificare am redus la botezuri de la 2000 la 1000 de lei. La 1000, da. Da. Dacă sunteți de acord cu asta. Dacă vreți să mai modificăm ceva, modificăm. Nu,
Aveți propuneri de modificare, putem discuta. Da. Cât era de bal? 2000. Și cam, nu, nu cam, era... și la botez era 2000 și am... La redus. Bal? Nu dă seama că nu se fac niciun bal. Nu, de nici bal era... Și la bal, acum e 1500, eu zic că dar trebuie 1000 de lei maxim, că... Vă dați seama că nu niciodată să se închirieze căminul ăla pentru un bal 1500 de lei. Unde este de persoane din urmă? Câte persoane din urmă? Câte persoane? 100, să zicem. Mai dai la muzică, mergerul mie, de exemplu, mergerul 6.000 de lei la muzică. Nu, dar are dreptate, ca să vă zic, la, de exemplu, la un botez, la un nunt, dă minim o pereche 700-800 de lei, 1.000 de lei, 1.200 la bal, dă 220 de lei. 20 de lei. Câți oameni trebuie să aduni 60 de lei? Exact. Adică dai la muzică. 75. 7.500 de lei, câte persoane trebuie să vină? Ori 20 de lei? Da. Bine, nu să faci niciun bal. Lăsăm 1000 de lei. Da, lăsăm 1000 de lei, că mă scap de ce sunt și acolo, da. Cu celelalte sunteți de acord? Da. Da? Da. Atunci ai putut să da, 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 cu 1000 de lei. La oaia mai este ceva. Este cineva împotrivă sau se abține? Da, pe tisura la Rusagin, eu nu am făcut mult. Vă zic că tu nu știa asta. Eu vreau să întreb și ce știu. Da. 1.000 de lei. 1.000 de lei. Eu vreau să fac de creștere, dar nu o vorbești, văd că... Nu o vorbești. Bun. Putem trece la punctul 2, da? Da. Proiect de hotărâre cu privire la susținerea din bugetul local pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie a plății energiei electrice la alimentarea cu apa comunului Tâncet. Da, avem... să vă dau așa în mare, deci pe încasări de anul în curs la gunoi avem 308.000 de lei, deci 3.080.000, la apă avem 222.000, 222.000, ca să o să e... Adică să vă dau mai bine da. Vorbiți în procent, așa nu îmi dați seama cât ați încasat sau pe ce ați încasat. Deci în procent de 75-80% avem încasări la apă. Aproximativ. Și nu putem susține pe lunile de iarnă, pe lunile astea, trei luni, până la finele anului, nu avem ce susține. La gunoi, la gunoi ne încadrăm, putem susține gunoi până la finele anului, sau dacă nu îl susținem o lună, două, trecem pe anul următor, dar la gunoi nu ne taie curentul, sau nu ne... mai merg cu întârziere la apă, dacă întârziem, ne întrebe curentul electric și rămâne făcut. Consum de apă sau de ce nu... Nu avem consum de apă, nu avem... nu, încasările nu acoperă. După cum știți, după cum știți și în, la consumul de curent, numai pe luna anterioară, am avut facturile, dacă vreau să vă dau, 134 și 260.000 de lei. Deci nici acum când ați mărit prețul apei și nu acum îți acoperă cu 7... Acei 13.000? 13.000 și încă una de 13.000, 26.000 pe lună. 26.000 pe lună? Pe o lună. Da, aici problema națională. Fără avarii, fără restul de cheltuieli care le facem din bugetul local. Deci dacă... Spun prin motoarele așa de consumul mare? Dar și consumul prețul de kilowatt e... Dacă se hotărăște energia reactivă și energia reactivă care nu o pună. Energia, hai să vă dăm așa o factură, ascultați-o pic. Deci energia electrică activă avem 5.675 de kilowatt-oră pe total lună cantitate. Avem valoare 5.432 de lei fără TVA, cu TVA 1.000 de lei, avem 6.400 la jumătate, energie activă. Și restul e energie reactivă. Care se pierde? 22.426 de mii. Dar e nevoie și de... Păi mai mult decât consumul ăsta. Dar e măsurată, asta e energie măsurată. Pierderea avem mai jos, ăsta... Asta reactivă. Da, reactivă, da. Pierderea. Da, dar reactivă asta e tot măsurată, deci nu se pierde. Normal. În contoarea e numai la persoane fizice, nu știu, da, exact, da. Acolo e stația de cablu până la... Deci jumătate din... Da, aici eu am mai venit cu o propunere în Consiliul Local. Și cât plătiți pe kilowatt? Asta le contează. 30 acum ar trebui după ultimul... Da, după ultimul. Pe ultimul reparat? Da. Da. Eu, noi am mai venit cu o propunere în Consiliul Local ca pe fiecare sistem de apă să punem, să facem o investiție cu panouri solare. Avem, am studiat un ghid prin care se finanțează prin fonduri europene
cu construirea de panouri fotovoltaice, energia verde, dar nu se încadrează la pompe de apă, se încadrează numai construcțiile de școli, construcții, deci dacă am pune numai pe construcția primăriei să facem o economie, ceea ce ar fi o economie foarte mică. Dar la instalațiile, că astea sunt pe autofinanțate, sunt pe serviciile solare, panouri solare, nu se merge. Un taxă sunt pe ele. Poți spune taxă, dacă nu o stochezi tu, nu ai ce să faci. Tu produci vara. O să te întâlnesc numai cu foarte scuzat. Eu acum fac reglementările europene, este foarte șoară. Pentru panouri, pentru 58. Da, o să mai reducem, da. Mai reducem, mai reducem. Mai reducem, mai reducem. Vreau, mai reducem. Haideți să vorbim, să ne auzim, că dacă vorbim între noi, transformăm un salat de ședință în altceva. Mai e, nu se ne scrie la cuvânt. V-am scris la cuvânt și vine să propune. Cât au economisit dispozitivele cumpărate? Au economisit destul de mult, nu vă pot da un procent, dar cât ne-a permis. S-au meritat? Da, cred că da, că altfel plăteam mult mai mult, plăteam aproape încă 40% din factură. Mai mult. Mai mult. Știu de la mare. Da. Deci e condensatoare și fac treaba. Da, e curentul scump și atât poate să... Da, am mai discutat și cu comunii vecini, nici măcar prin comparație nu putem să ne comparăm cu alte comuni care au 200 de gospodării și noi avem 1400. Dacă ăla plătește 3000 de lei la 200 de gospodării, noi la 1200 plătim de 6 ori mai mult. Deci e logic, nu-s la fel, că deși comuna cu tare, păi dacă n-ai, sunt care n-au, de exemplu, Horgești, nu plătești la apă nici o leu, dar nici n-au nici un metru de rețea. Și acum, transformatorul e al nostru? Da, da. E a primăriei? Da, primărie, da, da. Toate transformatoarele. Încă nu chiar vă informez că am încercat o variantă ca să... Transformatoarele de la apă, atât. De la apă, atât, da. Ne-am încercat ideea de a face o investiție cu panouri valabil acolo unde ești prosumator, unde poți să dai ședeția, adică să dai vară și să-l folosești iarna. Dar fiindcă nu aveam consumatori decât luăm direct din medii noi, nu ne dă voie să fim prosumatori. Deci... S-au pus taxe și cu prosumatori. Adică e 45 de bani, nu, e kilovat. Taxa la stat? Așa de mult, da, nu, la stat. Că s-am... Plătești fără de zi. Zora aia mai încasăm de acolo, așa nu se dată. Știu, mai prea. Putem să votăm? Sunteți de acord cu acest proiect? Cine este de acord? Ce se face? Să-l vădărim, n-am văzut. Dacă este de acord. Următorul cum? E compensat, domnul primar, nu arată că vă... Cu drumul de aia. Dar încă ei vreau să mai discutăm punctul ăsta suplimentar. Deci revin la discuția cu gazul metan. Deci noi, ca și comună, suntem în ADI-ul cu gazul metan, cu comuna Corbasca și Tătărești. Mâine vor veni de la Iași câțiva consultanți să discutăm, să ne ducem, să vedem, să încercăm să ne apropiem de înscrierea în platforma proiectului ăsta de gaz metan. Într-adevăr, sigur vor mai dura vreo două luni până când să putem să înscriem, că mai sunt pași de făcut. Mai o discuție cu delegarea de gestiune către Dilgas, altă firmă autorizată, care la fel mai sunt niște discuții, dar sperăm să o rezolvăm cu sprijinul Consiliului Județean al Prefecturii. În schimb, toate străduțele trebuie să aibă intablare. Noi, cu pachetul ăsta de 25 de străzi, care o să le introducem în, cu hotărârea Consiliului Local, o să le introducem în domeniul public, cam ne închidem. Dar trebuie să închidă și celelalte comunde. Nu putem, dacă mai avem toate documentele, să înscriem numai Comuna Funcerșe, să înscriem pe toate comunele. Acum, eu tot am ținut aproape cu colegii la Comuna Corbasca, Tătărești, cam, și ei sunt tot cam aproape în aceeași fază, zic, mai au un pachet, două, care au avut mai mult de intrus în domeniul public, eu veni mai greu, că noi le-am cam avut, într-un procent destul de mare, am avut introduse, că am avut multe investiții pe toate drumurile. În toate zonele comune, știți? Și acum, cu astea 25, finalizăm etapa asta de intabulare, să zicem așa. Și aceea o să trecem la contractarea cu consultanța. Am făcut contul la
CEC Bacău pentru ADI-ul ăsta, că așa s-o dori că acolo ești contabil la care ține și ADI-ul de gaz de la Sfânt Amaș. Și ni s-o sugera să lucrezi cu aceiași oameni, cu aceiași bancă, devine mai ușor. Și am mers acolo, prin tot trebuia să alegem o bancă. O să avem aprobarea dumneavoastră să virăm până la 70.000 de lei pentru aviz, acorduri, consultanță și tot ce... Asta. Noi încercăm să virăm aceeași sumă. Avem posibilitatea asta să vedem dacă ceilalți, fiindcă suntem lideri de comună și contabila și cu mine semnează OP-urile și vedem extrase de cont. Acum o să facem mâine o discuție, să vedem în prima fază câți bani trebuie să alocăm acestui ADI. Cred că în jur la 30-35 de mii în prima fază bănuiesc că o să fie total sumă. Chiar dacă noi am votat mai mult, că mai sunt oameni care putem să le depunem pe bugetul 2023. Și să dăm drumul la, când mai repede, la proiectul ăsta. Deci cam asta e. Dacă sunteți de acord cu introducerea 25 de drumuri în domeniul public. Și ultimul punct de pe ordinea de zi este alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni, ianuarie, februarie și martie, așa cum s-a stabilit în regulamentul de organizare și funcționare, în ordine alfabetică. Urmează domnul lector Cristian Pandel. Sunteți de acord? Cine este pentru? Da, putem trece la diverse. Diverse. Și ne prevăzut. Dacă aveți subiecte pe care să le dezbatem. Avem treabă. Dacă nu aveți, vreau să mă informez câteva aspecte generale, așa, dă seama ce față suntem. Avem două proiecte care trebuie să depuse cât de urgent. Unul pe Angel Salini, cu 7 drumuri de asfaltat pe Pâncești. Și suntem în ultima fază, ieri ne-a ieșit avizul de la mediu. Sperăm, în marți, în 3-4 zile, să încarce în sistem și o să facem și public atunci, o să punem pe site-ul primăriei, să ce interesează să vadă că s-a depus. Și sperăm ca până în primăvară să avem și procedura de licitații făcută, că după ce încărcăm în sistem, putem scoate la licitații drumul. O să vedem câți constructori se vor înscrie, cât asta. Mai avem unul pe PNRR care trebuie depus până pe 15, unde sunt câteva probleme și astăzi am discutat cu consultanții, deci ce probleme ar fi acolo cu canalizarea. Deci asta pe PNRR ne referim la branșamente. Avem în jur la 650 de gospodării care urmează să fie branșate gratuit. În schimb, ne cere să avem recepția totală la canalizare. Deci lucrările la canalizare sunt făcute în procent de 99,9%, ca să nu zic 100% că nu sunt făcute probele, dar în rest, ca și lucrare, ea e finalizată. În schimb, nu putem face probele pentru că la transformatorul de la DNS, transformatorul 2, din zona unde avem stația de pompare 10 și stația de epurare, transformatorul e mic și trebuie o întărire. O întărire înseamnă să le ia pe ala, să vină cu altul mai puternic, să schimbă și conductori, că nu rezistă nici conductorii până la punctul de măsură, unde vine măsura, unde unii preluăm noi. Noi am pus toate, toți conductorii și legăturile pe la stație, tot avem nevoie de transformatoare. ISC-ul, dacă nu avem curentul lui, le-am sugerat, am sunat și am făcut și adresă scris la ISC, să formăm comisii de recepție, când este necesar recepția la depunerea proiectului ăsta de mărășamente. Și au zis că nu o să face recepție de către ISC, recepție total, nu o să face decât cu curent de la EON, nu cu transformatoare, cu generatoare. Noi am zis să facem o probă cu generatoarele și să o recepționăm. Și au zis că nu, până nu... Dacă funcționează permanent, da. Da, și acum au rămas, EON, au zis că în 3 luni de zile, eu am încercat o prelungire de 3 luni și în 3 luni să ne branșeze și pe punctul ăla. Restul sunt contracte de furnizare semnate, sunt montate contoare, se poate face propriu, dar dacă lipsesc o stație și stație de apărare, nu se pot finaliza. Trebuie pus sub presiune, trebuie făcut delegații, comisii. Costurile să mai fie și acolo curent.
E adevărat, dar pe serviciul ăsta care îl avem, trebuie să luăm în calcul că trebuie să subvenționăm cel puțin 40% până la ședința următoare, dacă sau, eu știu, la două luni zile, până când o să separăm serviciul de către primărie, o să venim exact cu suma care trebuie subvenționată pe acest pe acest servicii de dezvoltat de servicii publice, apă, canal. Eu mi-aș dori și sunt convins că și Consiliul Local își dorește să nu mai crească nici cu un leu apa în următorii 2-3 ani, dacă se vor menține prețurile așa. Și atunci avem posibilitatea să venim cu subvenții pe metru cub sau pe gospodării, să vedem cum o să găsim o soluție. Deci cred că cel mai bine e pe metru cub, să menționez 3 lei pe metru cub de apă canal și atunci să nu mai luăm apă la canalizare, deci pentru canal, în ideea de a-și încuraja cetățenii să raporteze la canalizare și să le face și gratuit și ranșamentul până la limita de proprietate. Și prin curte omul deja mai are niște cheltuieli să spargă pavele sau să-și facă canalizarea și toate. Da, fi greu. Avem... cheltuială în plus pentru care familii și... Da, fie adevărat, dar am avut și săptămâna asta în garda de mediu care ne obligă să altfel ne insiste asta. Avem pe proiectul de gal, care deja am adunat ofertele și săptămâna asta facem depunerea și pe proiectul de gal, care, prin care cumpărăm un mini-excavator. Putem, prin hotărârea Consiliului Local, să stabilim o sumă cât de mică să acopere cumva numai carburantul și pe serventul, să zicem, pe ăsta și să lucreze și pe în interiorul gospodăriei. La, pentru, strict pentru canalizare, dacă îl închiriez pentru altceva, și acolo poate lua, pe, să zicem, pe metru liniar, 0,25 de bază, nu știu, vedem cât, sau o sumă cât de mică, să acoperi carburantul. Și să, adică să sprijinim cât mai mult branșarea populației la... Pentru cei din vale, domnule, ce soluție ați găsit? Pentru cei din vale să vor cumula pe proiect, să cumulească câte 2-3 gospodării și cu pompe. Alte soluții nu există. Pompe puse de cetățeni? Să vedem proiectul ăsta de branșamente. Cum, putem pune și pe domeniul public pompe prin absorpție ăsta, dar odată ce e în proprietatea omului, poate să fie public. Și el va plăti odată și curentul? Și pompa și canalizarea. Da, dar dacă plătești vitan și are și 6-7 mii da, de cisternă. Da, dar față de cetățeanul 5 ani nu plătește nimic, nu plătește pompa, nu plătește decât canalizarea. Putem găsi o înțelegere în Consiliul Local și să subvenționăm și vitanșarea la cei care, să luăm o vitanșă la pe serviciu de apă, pe fondul. Da, dacă asta se racordează, măcar în jumate sau cât de cât să susțină pompa, curentul. Da, dar asta înseamnă să fie cu contorizare publică și să avem separat consumul. Dacă e pompa e în gospodăria lui și are consumul în loc, de unde știm cu consumul? Nu, plătească la jumate. Da, o să vedem proiectul ăsta. Am apărut peste vitanșe, care au pompă piele, ți-o trage din fosă și ți-o descarcă direct în canalizare și la jumate de preț. Adică nu se mai vitanșează, ți-o bagă în cisternă și o transportă. Da. Ți-o bagă direct în canalizare. Bine, da, numai trebuie să ai până în 20. Trebuie să ai fost, ai da, spus da, bine. Păi da, dacă pe vitanșoare și ișorii mai plătești. Cine e vitanșor trebuie să aibă contract cu primăria. Da, așa primăria. Ea nu vine acolo și ne bagă nouă în canalizarea noastră ca să... De asta spun, da. Se bagă contract cu asta, dacă e... Se mai poate, dacă nu sunt pe tractor, din alea motocompilor, așa, cu furtunii, ai băgat... Da, cred că... Eu n-aș vrea să dau un procent, dar cred că e un procent destul de mare care e deversat apa direct în natură. Fie grâb, fie pe păraie, deci... Și vă spun, că nu știu să fac încă altceva. Și primăria. Să încercăm, nu, primăria. Da, dar are niște decatoare, dar tot la Brașov și de la primărie și la școli și de la astea. Dar primii care vor fi branșați vor fi instituțiile publice. Deci, cum din prima zi, instituțiile publice vor fi branșate și după aceea să dăm exemplu. Noi, consilierii, vecinii, insistăm cu toții pe stânga, pe dreapta și... Pentru că dacă nu avem debit de 70%, nu poate funcționa nici stația de epurare. Și pierdem garanția că 2 ani de la punerea funcționării în garanție. Dacă în 2 ani de zile... Deja cred că-s blocate pontele nu funcționează. Nu, dar ele sunt uscate, nu au avut apă. Ele sunt păsepare. Acum, dacă tot e cu deranjul cu racordarea la...
canalizare, am putea să scoatem unde nu sunt scoși contorii de registrare a apei, putea să-i scoatem la limita proprietății. Am putea, odată cu canalizarea, să-i schimbăm și... Da, e posibil numai să... Și nu ar să mai fi nici discuții cu pierderi de apă, cu furturi și... Da, e adevărat. Dar ar fi o bună zi să... Unde este posibilitatea? Voieții există, dar... La unde nu este? La mine. Unde, la mine unde nu este? La mine unde pot să pun contorul în drum? Pe gardă. Pare cum ți-a vorbit, ți l-ai făcut. Contorul. Nu ți-a l-ai să umpli cardea să faci vină voie. Nu, mă, cred că dacă se dorește, să găsește spații, să spargă betoane, să găsește... Gata. Acum mai să ne Și pentru informații privind ajutorul de la guvern pentru pensionari, unde o putem găsi? La ce ajutor vă referiți? Pensionarul beneficiază de etichete de 250 de lei care se încarcă la domnul. Primesc direct, primesc banii direct în card, pe card. Pentru încălzire, toate cererile se depun la noi la primărie, se înaintează către Direcția Muncii și le vin sumele în cash și până încasează la primărie. Până când se depun? Se depun până în ultima lună, numai că lunile care nu depus... Ultima lună, până martie am depus anul trecut, dar cel de martie nu mai ia bani pe februarie, ianuarie și decembrie, noiembrie, decembrie. Mai ia numai pe o lună. Deci, gânduri să ia noiembrie, de la 15 noiembrie, 15 noiembrie, 15 decembrie, ianuarie, se tot numără lunile până... Faci o singură cerere pe toate... Da. Pe tot sezonul rece, da. Dar vă reamintesc că calculul contului la pensionari, tot ați amintit de pensionari și ei sunt cei mai greu de lămurit, nu facem noi. Noi introducem în program cupoanele de pensii și calculul se face la nivel de județ. Nu credeți că cineva poate să-l dreptățească sau să-l neîndreptățească? Nu există așa ceva. Eu am mai amintit și în alte ședințe de Consiliu că sunt anumite lucruri care duce la eliminarea ajutorilor astea sociale. Că fie că încălzire, fie ajutor social sau alocații suplimentare. Sau de acum 10 ani. Nu, și acum, a copilor. Deci cei care au două, care au tractoare, care au peste 20 de ani în intravilană, se excluși de la drepturile astea. Venitul la APIA se ia în calcul, dar nu e exclus. Dacă în calcul este că mai trebuie să primească 100 de lei. Pensionarul care îi deține teren intravilan nu mai primește... Peste 20 de ani, da, nu mai primește. Dacă are mai mult de 20 de ani intravilan în zonele rurale și 10 ani în urbane, nu mai primește. Așa e legea. Am afișat și pe ușă, poate să accesați site-ul cu... Nu e tot pentru ei. Că orice pensionar la țară... Nu, dar 20 de ani intravilan se referă la curs construcție. N-au chiar 20 de ani tot. Cei mai săraci au 3 ani, 2 ani. Dar toate se ia în funcție de venituri. Așa stau lucrurile. Că să respectăm legea. Nu e posibil. Pentru țara de sus și proiecte mai ai. Da, trebuie să... La nivel de comun avem vreo 2 tiruri de pachete care se încarcă, circa 1200 de pachete. Avem 4 miliarde de vechi burse sociale care și de merit și acumulate toate care se împart acum câteva zile la familie și asta. Deci am trebuit să... La bursele astea pe care nu există un criteriu pe care se dă pe majoritatea. Toată lumea se duce acolo în cele. În funcție de veniți și acolo. De exemplu, dacă domn Costel are copil, nu se încadrează la bursă socială, dar am dat un caz. Sau eu, dacă aș avea copil acolo la școală, nu mă încadrează la nimic. Dar venituri, tractoare, mutilaje. Îți munce. Mai mult. Dar ți-i primesc. Dar ar fi trimis sau au cerut. Dacă îți plecați în străin...
de Gerta, al lui Florin, al lui Cain. Păi ăsta nu pot primi. Nu știu, au înțeles, nu știu, au cerut. Haideți să definiționăm, deci dreptul de a cere la fiecare om, să ceară, dar nu să-și primească. Dar el se duce la scoală, nu știu ce coare de renta de... Da, el a cerut, dar nu i s-a aprobă. Nu s-a aprobă la astea. Deci e că el a cerut asta. Are venitul social, se dimite din merge sănătoria socială, nu mai să știu. Are fermă, are materialul, are cu buldo excavator, are venitul nou. Nu cred că face cazul ăsta. De-aia se spălățării este constant. Nu, eu zic că cei care, comisia care analizează bine. O bombă de aer spălat, am eu, pe benzină, consumă un metru cub, dacă funcționează pe oră, un metru cub pe oră. Nu, da, haideți să vă mai spun despre sărbătorile de sfârșit de an. Că avem pe 31, ca în fiecare an, pe 31 decembrie, la ora 6:30 până la 9:30, avem activitate date și obiceiuri de anul nou. O să fie tot în televiziunea Exclusiv TV, care o să filmeze. Avem ca primar cu muzică cu ăsta, pe 31, pe 3 noaptea, da, între care și discursul primar, de adevărat că trebuie, dar vă promit de pe acum că nu o să plictisesc. Vă faceți din asta ca puțin înregistrate? Nu o să înregistrate, tot transparent, masă. Nu o să plictisesc cu lumea cu ce s-a făcut, că ce s-a făcut, cei care au ochi să vadă, poate să vadă, nu trebuie să le spun eu. Noi o să informăm ce urmea să fac sau ce nu s-a făcut. Deci, promisiuni, mai bine promisiuni, înapărat la mulți ani. Da. Bine, dar oamenii așteaptă și două, dar ce să mai faci? Ce gânduri nu aveți? Mai mișcați ceva cu Consiliul ăsta, că mai pun bine? Nu treabă, de Consiliul Local, mai pun bine, nu mai pun. Zic, două, nu pun și așa, noi nu pun, îi susțin. Dar, cum ați zis, să trece pe activități distractive. Avem pe întâi seara o activitate culturală, balul de altă dată, care sperăm să-l... Cultural, în caminul cultural. Speram să fie... De ce ne-i susținut? Sau ce îl face? Sponsorizare. Cel cu caprile mari face și bani. Deci Toma face capri mari. Avem contractul, dacă vreți, poți să vi-l aduc în sertare discutat. 6.000 de lei o luată muzica pentru bal și 15.000 pentru... Deci 210 lei. 210. Avem o taxă? Nu avem taxă pentru oameni, nu? Intră în activitatea culturală pe care suntem obligați să facem pentru fonduri europene. Am făcut și înainte de a prinde proiectul bal. Și avem balul de altă dată, e trecut în proiect. Nu mai spuneți cât ea muzica, că-i caută, dar n-am făcut. Bă, asta e, contract, se vede, avem în scrisul aici, aveam... Da, și avem sărbătoarea... Sărbarea de sfârșit de an tot în camion cultural cu elevii din... satele componente a Comunii Pâncești, la care se dă câte un pachet din aia 25.000 care i-ați aprobat la ședința anterioară, s-a făcut cumpărarea pe SICA. Am luat exact de toți banii, ies pachetul în jur la 62 de lei de pachet de copil. E clar, pe categorii de vârstă, cel până la întâia de o categorie, 1-4 alte categorii, 5-8 alte categorii. Și bani, da, probabil pentru muzică trebuie să iau 50 de lei cel cu muzică, să-și recuperi bani pentru muzică, de unde se plătească 6.000 de lei de muzică. Da, deci nu le luăm bani pentru activitate culturală. Autorizații să facă. Are tot, da. Da. Păi nu avem recepție, tot autorizat, este tot. Chiar îmi pare rău, mi-am luat bilet în Dubai. Da, și... Acum, da, putem, dacă se face bal, putem, Consiliul Local poate aproba o cafea sau o ciocolată caldă gratuit din partea Consiliului, dacă vrea la tineri pe raza comunii, n-ar fi o istorie dacă ați fi de acord. A, poate ce aduce, ia, 50 de lei de persoană sau cât și-a propus să... Nu, de perechi, 50 de lei. Maxim 50 de lei. Eu era vorba de 40, o să nu era o sfârșită un sac de altul. De perechi, 50 de lei. De perechi, 25 de lei. Nu, 25 de persoane. 20, 25, cam de lei. Ați ia 40. Păi, dar nu mai primești cu capra.
E 550 de lei vine cu mâncare, cu toți, deci de persoană la un local, mă duc. Da. La noi nu se obișnuiește să se fac și mâncare la val, că e bine să tot pe casă, un bucure de două, a venit de el. Băuturi, este mai de ajuns. Băuturi, nu, nu, băuturi, afară, da, afară, spate. La o cafea, o ceai, o să vedem în spate acolo, la mare de cafea, un automat care se poate să vedea de cafea, un ceai, ce-o dă o cafea, ceva. Nu se vrea, nu, 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 da, să fie pe față, dacă să n-am vrea. Păi am zis că poate mai vrei să mai... Da, închid. Dacă nu, da. Atunci declarăm închisă ședința. Vă urăm sărbători fericite, că mai e foarte puțin până la sfârșitul anului. Păi de ce nu? Cu cei care... Mai fi domn primar, cadou extraordinar. Așteptăm o rectificare și la primărie, dacă nu mai dă...